Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Noi am tot râs ora asta cu glumele făcute când eram mici cu... Da? Poate ai râs tu. Dar să știți că e business. Adică documentând subiectul am aflat, de exemplu, că în Marea Britanie... Așa. Deci în Marea Britanie o companie de asigurări a înregistrat într-un an 4.000 de cereri de despăgubiri, o singură companie, companie mare, vinovați fiind câini, adică dat vina pe câini. Cu diverse chestii. Câinele de 55 de kilograme, un Rottweiler care s-a așezat pe un telefon mobil și l-a stricat. Un alt caz în care câinele adevărul că stai. Nu poți să, adică și ce vezi un Rottweiler că se așează pe telefonul tău, ce faci? Eu nu cred asta, mă. Câinele Rottweiler sunt grăsuți așa, cum adică Rottweiler? Cum sunt grăsuți? Poate să aibă 65 de kg, e nebunit? Păi se așează pe un telefon mobil, cum? Ce? Dar nu se întâmplă nimic, nu. Dacă eu mă așez cu fundul pe telefonul ăsta, nu știu, Luca, dar la mine? Așa. Okay. În alt caz, câinele a distrus laptopul pe care copilul folosea. Ceea ce e foarte posibil, știi? Plauzibil. Da. E posibil să fie ronțăit și copilul, depinde ce vârstă avea. Am văzut o filmare cu o pisică care distrugea un laptop. Am văzut-o și eu pe aia, da. Da, adică cine are pisică știe că în momentul în care scrii pe laptop, pisica simte nevoia să vină pe laptop, în brațele tale, nu știu ce se întâmplă. Și era omul filma. Și ăsta a încercat să scrie și pisica se freca de laptop cu capul, cum fac ele așa. Nu trebuie să ne arăți, înțelegi. A băgat colțul și a mușcat ecranul. Și da. Cu asta s-a terminat. Da. În alt caz, deci astea sunt cereri de despăgubire. Mm-hmm. Despăgubirea medie plătită 1200 de lire sterline. Mă. Într-un alt caz, un câine a înghițit proteza dentară a clientului. Asta. Asta e cea mai plauzibilă dintre toate. O considerase un trit. Asta mi se pare cea mai plauzibilă. Da. M-am simțit un miros de mâncărică sau ceva de genul ăsta. Da, Luca, tu ce părere ai despre acest... O cluzie inversă. Păi cine? Păi câine și au câine cu proteza. Câinele are o cluzie inversă. Nu vă vedeți la radio, degeaba faceți așa. Deci... Da, se aude când vorbim simt. Așa. Se simte ce? Suflă în mânare. Nu așa, mă, așa. Am luat ceva în dimineața asta. Am luat AC/DC, asta. Am ascultat trei piese, mă rog, și fundalul a fost mai mereu cu AC/DC, dar sper că a fost suficient, adică dacă n-a fost suficient, doar spuneți-ne și mai că vedem noi ce facem. Da. Vin știri la Europa FM imediat. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.